Și planurile tale care sunt? În momentul de față, pentru faptul că m-am săturat de tot ceea ce este în jur, de asta am și spus că mi s-a alimentat mie frustrarea atunci cu, când s-a încheiat campania respectivă cu Federația. Ok. Și văzând ceea ce se întâmplă și la mine în localitate. Unde? În Dumbrăvița. Ce? Unde un fel de voluntari. Ah. Sau un fel de piper. Satelit al Timișoarei, nu? Satelit, că nici nu-ți dai seama când ai intrat în Dumbrăvița. Okay. Da. Și am luat decizia de a candida pentru funcția de primar. What? Cum să explic? Ținând cont de faptul că am demonstrat că banul și lucrurile necurate nu se țin de mine, în ideea că am spus tot ce am avut de spus în momentul când am văzut acele probleme, am demonstrat că am coloană vertebrală și am decis să candidez pentru funcția de primar în calitate de independent. Te mai gândești să ceri ajutor cuiva? Acum da. Cui? Nu. Zic, acum nu, da, nu, da, nu, nu, nu. O mai gândesc că e... Cui voiai să ceri ajutor? Nu. O să zic data viitoare dacă o să mai existe. Nu. E destul cu ideile nebune pe ziua de astăzi. Ai tu ceva în cap? Da, am ceva, dar nu știu dacă o să se poată. Mai avem din emisiune? Zi, spune, bineînțeles, spune. Singurul om ce ar putea să mă ajute în ziua de astăzi, da? Că de când îl știu e cu dreptatea și așa mai departe, așa, ar fi Gigi Becali. Stai puțin, eu știu că stai, dacă tot e o idee să fie nebună, așa, să o fie până la capăt, da? Uite, aș fi dispus să vorbesc cu dânsul. Așa. Știu că pare ireal tot ceea ce spun, da? Aș fi dispus să vorbesc cu dânsul, să-l întreb dacă mă poate ajuta cu o sumă de bani, dar o să fie cum ar fi sub forma a unui împrumut, da? Pentru că trebuie să compensez și eu cu lipsa unui partid, că va trebui să fac și eu pliante și așa mai departe. În cazul în care se întâmplă să ajung primar, vă promit că din salariul de primar, în fiecare lună, o să restitui o sumă de bani, ca până când va expira perioada de mandatul de cei 4 ani de zile, să-i dau banii înapoi. Cu camătă sau fără camătă? Nu cu camătă. Eu cred că ar face-o cu dragă inimă, pentru că nu știu dacă s-a mai întâmplat ca un fotbalist să încerce să candideze pentru o funcție de primar. Și dacă vei lua banii, să zicem că spune, da, domnule, uite, te ajut, îți fac un împrumut, cum am împrumutat și Astra și Clinceni și alte cluburi, te împrumut și pe tine ca să fii primar, să-ți faci planurile. Dar după ce vei ieși primar, vine și spune, băi, tată, băi, eu ți-am dat ție bani, dar acolo niște terenuri în comuna respectivă, cum luăm și noi că e la marginea Timișoarei și, bine, dacă nu le avea deja luate, banii am luat, care... banii am luat cu împrumut. Așa. I-am luat cu împrumut, îi dau. Restul, că ceea ce ar dori da, să facă și mai departe... o obligație. Mi se pare că ți-ai creat o obligație față de el. Nu e adevărat. Ai avea o vulnerabilitate cumva față de o rugăminte, eventuală rugăminte a lui George Becali. Așa văd eu lucrurile. Adică ai putea să refuzi dacă ți-ar spune, băi, tată, uite, vreau să facem treaba asta. Poate legală, dar poate că ar fi avantajat. Adică ar ști niște lucruri din interior, de exemplu, înaintea altora. Sau... Nu, pentru că aș puncta de la bun început. Asta vreau să fac, pentru asta m-ar ajuta, dacă doriți. Ok. Punct. Da. Dacă doriți, știți că dacă se întâmplă să ajung primar, îi restitui sub această formă. Atât. În momentul când am luat salariu, am posibilitatea să-i restitui în cont la o sumă de bani împărțită pe 4 ani de zile și am rezolvat problema. Dar nu te deranjează faptul că... Ar fi singurul om ce m-ar ajuta. Știu, dar nu te-ar deranja faptul că te-ar împrumuta cu bani un om care a fost condamnat și care în momentul ăsta e cercetat pentru într-un alt dosar serios? Este problema și viața dânsului. Și nu mi se pare normal să-mi dau cu părerea, ținând cont de faptul că nu avem prietenii, cunoștințe. Te-ai văzut vreodată, în afară de Cotroceni, atunci când a băgat capul? Dar nu s-o fi uitat la mine. Nu, sigur, dar te-ai întâlnit vreodată sau l-ai cunoscut vreodată în vreun... Nu. În vreun cerc, în vreun... Nu, nu. N-a venit niciodată cu vreo geantă de bani după voi? Băi, tată, bateți-i pe rapid sau bateți-i... Nu, eu l-am văzut la televizor în fiecare seară după meciuri și așa mai departe. Da, a zis că dar sunt curios dacă, post acum. Sunt curios dacă dânsul a auzit de povestea Voința Sibiu și că sunt acel jucător ce a spus lucruri pe nume. Eu cred că a citit undeva la atunci, la momentul respectiv. Și că se întâmplă ca într-o bună zi, de exemplu, să am nevoie de ajutorul lui. M-ar ajuta? Dacă tot e să fie o idee nebună. Că atunci când voi ajunge acasă, o să mă întrebe cine e spatele tău? Gigi Becali. Păi da, și cum sună asta? Cine e în spatele tău? Gigi Becali.
Nu știu, vedem ce vor spune oamenii din localitate. Cum crezi că o să te primească oamenii? Nu, ele aș spune exact ceea ce am făcut. N-aș avea niciun motiv. Deci nu vreo înțelegere tacită, eu am spus una, dar am făcut alta. Am apelat la ajutorul lui pentru că sunt nevoit să compensez puțin cu ceea ce au ceilalți contracandidați.